Din datele primite de la Comitetul Local pentru Situații de Urgență Ulmeni, precipitațiile abundente și scurgerile de pe versanți înregistrate ieri pe raza orașului au afectat un kilometru și jumătate de drumuri comunale, 55 de hectare de teren arabil, 24 de hectare de pășuni și fânețe și au colmatat trei fântâni. Grindina, care a avut dimensiunea cuprinsă între 1 și 2 cm, a produs pagube la Căminul Cultural. De asemenea, au fost constatate pagube pe 56 de hectare de livezi, pe 22 de hectare de viță de vie, dar și pe 195 de hectare de teren arabil. Prefectura Maramureș informează că printr-un ordin al prefectului Nicolae Silviu Ungur vor fi constituite echipe mixte care se vor deplasa în teren și vor face o evaluare a pagubelor. Polițiștii Serviciului Rutier Maramure susțin în continuare protocolul de colaborare privind donarea voluntară de sânge inițiat de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș și Centrul de Transfuzie Sanguină Maramureș, ca un demers de salvare de vieți omenești prin sprijinirea eforturilor de refacere a rezervei de sânge a județului. În această dimineață, polițiștii au răspuns din nou solicitării centrului, s-au mobilizat și au donat sânge, cu gândul la cei care au nevoie de acest dar prețios. Acțiunea are scopul conștientizării cu privire la faptul că sângele este un produs care nu poate fi cumpărat sau fabricat, ci poate fi obținut doar prin donare benevolă, iar prin bunăvoința fiecăruia dintre noi putem contribui la salvarea persoanelor aflate în dificultate. Luni 8 iunie, a doua zi de Rusalii, caserile Societății Vital din Baia Mare, Baia Sprie, Sighetul Marmației, Vișău de Sus, Târgul Lăpuș, Tăuții Măgherăuș, Sein, Cavnic, Ulmeni și Șomcuta Mare vor fi închise, ziua fiind declarată sărbătoare legală. De asemenea, și activitatea celorlalte departamente funcționale ale societății va fi întreruptă în ziua de luni. De marți 9 iunie se va relua programul normal de lucru. Societatea Vital va avea echipe pregătite în cazul în care apar intervenții la rețelele de alimentare cu apă potabilă sau la rețelele de canalizare. Permanența va fi asigurată de dispeceratul societății, care va funcționa 24 de ore din 24. Astfel, în cazul în care apar situații deosebite, utilizatorii pot suna la numerele de telefon afișate pe ecran.